privit și frați și surori, mulțumim încă o dată lui Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem, ca și în această zi binecuvântată de sabat, să putem fi la picioare sau să ascultăm din cuvântul său, din învățăturile pe care el este bucuros să ni le dea. Și credem că și noi suntem bucuroși să le ascultăm și nu doar să le ascultăm, dar cum am învățat la școala de sabat, să și împlinim ceea ce el ne învață în cuvântul său. Pentru această dimineață de sabat, vreau să ne ocupăm de un subiect care a fost o preocupare și a celor dinaintea noastră, respectiv a lui David, a psalmistului David. Și iată care era preocuparea lui în viața sa, este exprimată în Psalmul 15, versetul 1. Un text de altfel bine cunoscut de noi toți. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cum spuneam, era preocuparea lui David. Cine va locui în cortul Domnului? Cine va locui pe muntele Domnului? Mai departe, în continuarea acestui psalm, el dă și răspunsuri la aceste întrebări, pe care sunt sigur că le cunoaște. Cred că ar fi de dorit ca și noi să avem această preocupare și să ne îngrijim și să ne punem întrebarea, Doamne, cine va locui în corpul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Pe de o parte. Pe de altă parte, să ne întrebăm dacă și noi vom fi personal acolo, în corpul Domnului și pe muntele Lui. De ce se preocupa David în forma aceasta? Chiar dacă este scris, poate, în urma lui, dar cred că el a înțeles un gând care este prezentat de profetul Isaia în capitolul 2, versetul 2. Și iată ce constatare face profetul acesta sub inspirația Duhului lui Dumnezeu. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înalța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Așa a văzut profetul Isaia, că muntele Domnului va fi cel mai înalt munte. Și casa Domnului, sau cortul, cum se exprima David, cortul lui Dumnezeu va fi acolo, pe muntele acesta cel mai înalt. Și David se îngrijea și își punea întrebarea, cine va fi acolo? Haideți să ne întrebăm și noi și să ne verificăm, să verificăm în cuvântul lui Dumnezeu, cine va fi în acest loc înălțat pe muntele Domnului și în casa Domnului. Studiam la școala de sabat și trimestrul trecut și trimestrele anterioare despre cum să ne pregătim pentru ca să fim împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru. Și mi se spune de fiecare dată și cu toții cred că am înțeles că pentru a putea fi împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru trebuie să dobândim un caracter desăvârșit. Pentru ca noi să înțelegem acest lucru și nu numai noi, oamenii păcătoși și căzuți în păcat, să înțeleagă lucrul acesta, Dumnezeu s-a folosit de-a lungul vremii de diferite simboluri, de diferite exemple, pentru ca ei să înțeleagă desăvârșirea. Și ce cuprinde acest cuvânt pe care Dumnezeu îl exprimă și, de fapt, el este caracterizat de perfecțiune și de săvârșire, caracteristică
ce o dorește și în copiii săi, respectiv în noi, ca să putem fi împreună cu El. În timpurile trecute, Dumnezeu s-a folosit de diferite simboluri și modele, pilde, pentru ca oamenii să fie făcuți să înțeleagă. Vreau să ne folosim în studiul nostru de câteva dintre acestea. În primul rând, să ne oprim în Vechiul Testament, în cartea Exodul, la capitolul 25, versetul 40. Aici Domnul vorbește lui Moise și spune o poruncă. Cred că poate fi considerată o poruncă aceasta. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Ce trebuia să facă Moise după chipul care i s-a arătat pe munte? Trebuia să facă un cor, care acesta să fie un loc în care Dumnezeu să se întâlnească cu poporul său. Modelul după care Moise trebuia să facă, l-a primit pe munte. Pe munte el s-a urcat și acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat toate detaliile, proiectul, planul, în amănunt, cum să construiască acest loc de întâlnire al lui Dumnezeu cu poporul său. Trimestrul trecut am studiat la școala de sabat despre aspectul acesta și ideea centrală din acest studiu al nostru era că desăvârșirea și exactitatea care au fost cerute lui Moise la construirea acelui corp, acelui loc de întâlnire al lui Dumnezeu cu poporul său, trebuie să fie aduse și în viața noastră a fiecăruia. Și concluzia ar fi că aceste cuvinte pe care Dumnezeu i le-a adresat lui Moise, ni se adresează și nouă. Și sunt la fel de valabile și pentru noi astăzi, ca și pentru Moise atunci. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Ce ar fi fost dacă Moise ar fi extins puțin, să zicem, dimensiunile la acest corp? Să fi spus el, să facem puțin mai mare, să fie mai încăpător. Ar fi primit Dumnezeu serviciul și lucrarea lui Moise și a poporului? N-ar fi acceptat. Ce ar fi fost dacă ar fi zis, nu, ca anumite obiecte, nu, care au trebuit să fie făcute din aur sau din argint, să le facă tot din aur? Ar fi fost primit. Tot la fel. Nu ar fi fost primit. Ci Moise a trebuit să respecte în tocmai ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și dimensiunile, și obiectele, totul absolut. Și așezarea obiectelor în corp. Constatarea noastră este că Dumnezeu a primit serviciul pe care copiii lui Israel l-au făcut prin faptul că, odată ce a fost terminată lucrarea, ce s-a întâmplat? Slava lui Dumnezeu, norul, a acoperit acest corp, acest loc de întâlnire. Deci, Moise a respectat în tocmai cerința lui Dumnezeu și Dumnezeu a binecuvântat serviciul său. Acum știm cu toții din Sfânta Scriptură că și noi, la rândul nostru, suntem considerați ca un
cort al lui Dumnezeu, ca un templu. Trupurile noastre, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, sunt temple ale lui Dumnezeu. Și acestea trebuie să corespundă cerințelor lui Dumnezeu. Și care sunt cerințele acestea? Lui Moise i s-a spus, vezi să faci după chipul care ți s-a arătat de multe. Nouă ni se spune, ni se arată un chip pe care să-l urmărim și să-l luăm în considerare. Ni s-a descris ceva vreodată pe vreun munte, nu, ca să rămânem la porunca aceasta, la afirmația pe care o face Sfânta Scriptură în versetul citat. Dacă cercetăm în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim într-adevăr. Ni s-a prezentat și nu doar odată, ci de mai multe ori, model pe care trebuie să-l urmăm în viața noastră. Și haideți să ne oprim pentru început în Exodul, capitolul 20. Începând chiar cu versetul 1, în continuare. Ce este, ce cuprinde prima parte a acestui capitol, o știm cu toți. Ce este scris în Exodul, capitolul 20? Acolo sunt menționate cele 10 porunci. Și acum cunoaștem noi legea celor 10 porunci. Ce este această lege pentru noi astăzi? Un model, un ghid pe care trebuie să-l urmăm, o lege pe care trebuie să o respectăm. Unde a fost prezentată această lege? A fost prezentată poporul Israel prin Moise pe munte, nu? Moise s-a urcat pe muntele Sinai și acolo el a primit tablele pe două table de piatră, scris cu degetul lui Dumnezeu aceste legi care trebuiau să fie o conduită pentru ei și trebuie să fie o conduită și pentru noi. Ce reprezintă această lege? Această lege reprezintă slava lui Dumnezeu, care este caracterul Său. Exprimat în cuvinte pe înțelesul nostru, al oamenilor, ca să putem pricepe ce înseamnă desăvârșirea și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Având modelul acesta în fața noastră, porunca ce Dumnezeu i-a dat lui Moise, vezi să faci după chipul ce ți s-a arătat pe munte, este valabilă și pentru noi. O altă caracteristică pe care Dumnezeu și-o descoperă slujitorilor Săi, tot pe munte, este prezentată în Întâia Regi, capitolul 19, versetul 11. Și haideți să citim textul acesta. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur plâng și subțire. Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. O altă caracteristică a lui Dumnezeu prezentată poporului, prezentată nouă, prin experiența lui Ilie. Unde a fost prezentată caracteristica aceasta, în mod deosebit pentru Ilie? Tot pe munte. Dumnezeu l-a chemat pe Ilie pe munte și a spus, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Cum a înțeles sau cum l-a cunoscut Ilie pe Dumnezeu acolo?
nu în vânt, nu în foc, nu în cutremur de pământ, nu în manifestările puternice, ci când a apărut sau s-a simțit un susur blând și subțire. Dumnezeu și-a prezentat caracteristica aceasta, blândețea, înaintea lui Ilie și înaintea noastră a tuturor, în locul acesta, pe un munte în fața lui Ilie, un munte la care trebuie să privim și noi și să urmărim această blândețe a lui Dumnezeu și în viața noastră. Trecem mai departe și să urmărim un aspect din Noul Testament. De fapt, mai multe. Pentru început, Matei, capitolul 4, de la versetul 8 la versetul 11, este prezentată o experiență a Domnului Iisus Hristos, care, de asemenea, este demnă de luat în considerare pentru noi. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Unde a avut Domnul Iisus Hristos această experiență? Pe un munte, spune, foarte înalt. Diavolul l-a dus acolo și a arătat toate împărățiile lumii acestea, cu toată strălucirea lor, cu toate bogățiile lor. Și a spus: toate acestea ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Ce a făcut Domnul Hristos? A respins categoric pe Satana. Experiența aceasta a Domnului Iisus Hristos se repetă în viața noastră a fiecăruia. Tot la fel, vrăjmașul procedează și cu noi. Nu fizic ne duce pe un munte foarte înalt, dar de multe ori cred că am fost ispitiți și noi pe vrăjmași în același fel ca și Domnul Iisus Hristos. Cu bogățiile lumii acestea, cu strălucirea lor, ca să le avem, să le obținem și într-un fel sau în altul Satana caută să ne amăgească cu singura condiție. Dacă faci ce spun eu, le ai și le folosești și sunt ale tale. Ce trebuie să facem? Trebuie să facem și noi cum mi s-a arătat pe muntele acesta. Atunci când ispititorul vine și ne prezintă lucrurile pe care el le consideră că îi aparțin și vrea să ni le ofere, bogățiile lumii acesteia, strălucirea acestei lumi și alte aspecte de acest fel, Domnul Hristos le-a respins categoric. Pleacă, Satan. Cred că este un model demn de urmat și pentru noi. Și această poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise, vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte, se potrivește perfect și pentru noi. Mi se prezintă un model pe muntele ispitirii, cum se spune. Și ispitiți suntem și noi într-un fel sau în altul, la fiecare pas. Ce să facem când vine ispita? Să o înfruntăm după modelul care mi s-a arătat. Modelul este Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut El? Categoric l-a respins pe Satan și a spus:
Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Este un model pe care trebuie să-l urmăm fiecare în viața noastră. Mai departe, în continuare, tot în Evanghelia lui Matei, capitolele 5, 6 și 7, de asemenea, sunt prezentate multe învățături cu privire la viața noastră, la caracterul lui Dumnezeu și la cum trebuie să ne comportăm noi în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu. Unde au fost prezentate aceste învățături? Dacă citim subtitlul care este deasupra capitolului 5, putem să ne dăm seama foarte ușor. Cuvântarea de pe munte. Domnul Iisus Hristos a ales să prezinte adevăruri importante și mustrări aspre poporului său, oamenilor, pe un munte. Și nu la voia întâmplării a ales El să facă lucrul acesta. Și care sunt învățăturile? Le putem vedea cu toții, le avem la îndemână. Care este datoria noastră? Este să facem cum ni se spune. Cum suntem învățați? Pe muntele fericirilor, Domnul Iisus a prezentat condițiile care trebuie să îndeplinite de către noi și sunt posibile, nu sunt condiții imposibile de îndeplinit, pentru ca să fim pe muntele lui Dumnezeu. Să fim acolo unde David își dorea să fie. Doamne, cine va locui în corpul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Acela care împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Acela care urmează modelul care i s-a arătat pe munte. Și indiferent pe care munte ar fi să privim, trebuie să urmăm ceea ce ni se spune. Dacă ne uităm pe muntele Sinai, avem și vedem caracterul lui Dumnezeu exprimat în legea sa. Și este de datoria noastră să facem după modelul acesta. Dacă mergem cu Ilie pe muntele pe care el a fost chemat să urce, vom vedea de asemenea caracterul lui Dumnezeu, blândețea lui care trebuie să ne caracterizeze. Dacă mergem pe muntele Ispitirii, și acolo este prezentat un model ce trebuie urmat de fiecare dintre noi. Să respingem categoric ispita cum Domnul Iisus Hristos a făcut. Pe muntele fericirilor, iarăși, sunt prezentate învățături, sfaturi, mustrări și avertismente care, dacă sunt luate în considerare și trăite în viața noastră, ne vor face demn, ne vor da dreptul de a locui pe muntele cel înalt al lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Să mai luăm în considerare o altă experiență a Domnului Iisus Hristos, relatată în Evanghelia lui Matei, capitolul 17, începând de la versetul 1 la versetul 5. Este experiența schimbării la față, care a avut loc de asemenea pe un munte. A fost însoțit de câțiva din ucenicii săi și împreună aceștia au avut o experiență deosebită pe muntele acesta. S-au întâlnit cu Moise și Ilie, lucru care a fost încurajator pentru cei care au participat acolo. Încât l-a determinat pe Petru
să zică, Doamne, este bine să fim aici. Și ar fi bine chiar să facem trei copii în care să locuim, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când discutau ei forma aceasta, spune că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu care vin, în care îmi găsesc plăcerea. De el s-a ascultat. Aici Dumnezeu vorbește foarte clar copiilor săi și nouă ca să ascultăm de porunca lui Dumnezeu, de porunca pe care l-a dat-o. Să ascultăm pe Domnul Iisus Hristos, de ceea ce El a spus. Dacă vrem să fim considerați copiii săi. Spune același lucru, dar puțin diferit. Lui Moise i-a spus să faci după chipul care ți s-a arătat pe lui. Aici Dumnezeu vorbește mai direct, de El s-a ascultat, de Domnul Iisus Hristos. Și încă un exemplu pe care vreau să-l luăm în considerare în cadrul subiectului nostru din această zi. Nu că ar fi ultimul, poate că se găsesc și altele de genul acesta, dar mă opresc la acesta pe care îl voi menționa și este relatat în Evanghelie, tot în Evanghelia lui Matei, capitolul 27. Un munte care, din punct de vedere geografic sau fizic, nu este atât de înalt. Dar, așa cum spunea profetul Isaia, că se va întâmpla în scurgerea vremurilor, că muntele casei Domnului va fi ca cel mai înalt munte. Dar deși nu este foarte înalt muntele acesta, totuși are importanță deosebită. Despre ce munte este vorba? Despre muntele Golgota. Pe muntele acesta a avut loc împlinirea planului de mântuire. Prin aceea că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața ca răscumpărare pentru omenirea întreagă. Pentru noi, pentru mine și pentru tine. Aici, pe muntele acesta, s-a împlinit planul de mântuire, a fost realizată salvarea noastră. A fost stabilit echilibru în întregul univers. Și aici Dumnezeu și-a descoperit încă o dată caracterul Său, care este plin de iubire, de îndurare, de milă, blândețe și simpatie pentru neamul omenesc căzut în păcat. A avut și are milă pentru fiecare dintre noi. Și-a dovedit iubirea față de păcătoși, că a dat pe Fiul Său să moară pentru ca noi, cei căzuți în păcat, să avem speranță și nădejde chiar în moarte și să privim dincolo